Bun. Și bine ați venit la această conferință de presă pe teren. Iată că șirul conferințelor de presă la investițiile pe care Primăria Târgoviște le realizează municipiul Târgoviște continuă. Datorită faptului că vremea ne ajută, reușim să ne atingem pas cu pas obiectivele de infrastructură pe bugetul propriu din cartierele municipiului Târgoviște. Ne aflăm pe strada Udriște-Năsturel, microionul numărul 4. Aici am implementat o investiție pe bani de la bugetul propriu, o investiție care vizează peste 4.000 de metri pătrați de străzi și trotoare, două parcări. De asemenea, am lucrat și la locul de joacă. După cum vedeți, zona este de nerecunoscut în acest moment față de situația dinainte de începerea lucrărilor. S-au demolat garajele, s-a lărgit parcarea, s-a lărgit strada, s-au creat per total undeva la 95-100 de locuri de parcare. Am avut intervenții la iluminatul public, este modernizat la acest moment și sperăm ca aceste lucrări, repet, să continue și timpul să ne mai permită să le realizăm și în continuare. Aș mai menționa faptul că sunt lucrări și la spațiul verde, s-a gazonat o suprafață de peste 400 de metri pătrați, de asemenea s-au plantat arbori și arbuși ornamentali peste 100 de bucăți, numai în această zonă. Locul de joacă, la care o să vă invit să mergem după scurta intervenție de aici, de asemenea a fost reabilitat aproape total, practic nu s-a mai păstrat decât locația pentru că s-au adus echipamente de joacă noi, s-a acoperit cu tartan, s-au pus bănci. În general, această zonă este total schimbată. Aș mai menționa și faptul că, în paralel, lucrăm în acest moment la doi pași de zona aceasta, microionul numărul 5, acolo unde am demolat garajele aferente străzii și parcării Ion Ghica, de pe strada Ion Ghica. De asemenea, acolo lucrăm la un loc de joacă. Săptămâna aceasta, cel târziu, luni, vom finaliza și locul de joacă de acolo. De asemenea, era un loc de joacă într-o stare deplorabilă. Practic, era un spațiu urban degradat, nu mai putea fi folosit în niciun fel, iar în momentul de față arată destul de bine și veți vedea săptămâna viitoare cum va arăta zona respectivă.